Slăviți să fie Domnul! De ce izbăvește Domnul pe poporul său? Aș vrea, în scurte cuvinte, să găsim răspunsurile din acest pasaj, din această întâmplare, din această istorie a poporului evreu, din istoria acestui împărat reformator. Ezechia a fost un om deosebit. N-a fost niciunul ca el înainte de el și după el care să facă așa o reformă cum a făcut-o el. Cartea Cronicilor ne spune că după aceste fapte de credincioșie a venit Sanherib. Adică s-a pocăit, a făcut reformă, a restabilit închinarea la templu, a îndepărtat idolii, a îndepărtat tot ce era necurat în Ierusalim și în țară, pune toate lucrurile în rânduială, în casa Domnului, în popor, face reformă. Și după aceste fapte de credincioșie, ne spune Cartea Cronicilor, capitolul 32, versetul 1, spune acest lucru, după aceste lucruri și după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda și a presorat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. A venit ziua asta de necaz, ziua aceasta în care oamenii nu mai vedeau nicio soluție. Din punct de vedere al istoriei, erau confirmate aceste adevăruri pe care Rabșachii le sublinia. Împărăția aceasta a Siriei a devenit din ce în ce mai puternică, a început să cucerească țară după țară, popor după popor. Acum au ajuns la Ierusalim, au cucerit deja Samaria, au cucerit deja cetățile, toate cetățile din jur erau cucerite, a rămas Ierusalimul și cetățile din Iuda. Și în fața unei forțe care era o forță mondială atunci, o forță puternică, Ezechia totuși se încrede în Dumnezeu. De ce să te încrezi în Dumnezeu? De ce izbăvește Dumnezeu pe poporul său? De ce? Care e motivația? Care sunt motivele? Și aș vrea patru motive să le vedem în seara aceasta pentru care Dumnezeu intervine. Și le găsim aici, în textul acesta, în doi împărați, capitolul 19, versetul 34. Căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc. Asta a spus Dumnezeu. Eu vreau să-i zbăvesc, eu vreau să mântuiesc cetatea aceasta. Din pricina mea, din pricina lui Dumnezeu. Psalmul 23 spune toate aceste lucruri care le face Dumnezeu, le face din pricina numelui Său, slăvit să fie numele Lui. Asta trebuie să subliniem. În primul rând, dacă Dumnezeu ne izbăvește, dacă Dumnezeu ne face bine, în primul rând este datorită Lui, datorită bunătății Lui. Din pricina mea, zice Domnul. Atunci, în cultura de atunci, în religie, dacă vreți, de atunci, fiecare țară avea un Dumnezeu național care îl reprezenta. Când se dădea un război, războiul nu era doar între două armate, războiul nu era doar militar, nu era doar strategic. Războiul era și între divinitățile acelor popoare. Observați, cum pune Rabșache problema. Unde sunt Dumnezeii Sefarvaimului sau Arpadului sau Hamatului? Unde sunt? Care Dumnezeu a fost așa de puternic ca Dumnezeul nostru ca să scape de mâna noastră? Nici Jehova, Dumnezeul lui Israel, nu are puterea asta. Și atunci în joc nu este armata, nu este țara, nu este Ezechia în primul rând, ci în joc este în numele lui Dumnezeu. Este Dumnezeu și El spune: Am să ocrotesc cetatea asta. Am să izbăvesc cetatea asta din pricina mea. Dumnezeu este în primul rând, prima motivație, dacă vreți. De ce izbăvește Dumnezeu? Din pricina numelui Său. Slăvit să fie numele Lui. Dar citim în continuare pasajul și pasajul de răspuns la această întrebare, la a doua motivație care îl determină pe Dumnezeu să izbăvească, să mântuiască cetatea asta. Din pricina mea și din pricina robului meu, David. Când a trăit David? Au trecut sute de ani. Și totuși Dumnezeu vine și spune, din pricina lui David. David e mort. Oare e aici cultul morților cumva mijlocim la David care e mort și el face ceva pentru noi? Nu asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu cu David a făcut un legământ. David a fost credincios, David s-a rugat pentru Ierusalim, s-a rugat pentru cetatea iubită așa de mult casa lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut un legământ cu David, Dumnezeu a făcut o promisiune lui David. Nu voi lăsa niciodată, fără urmaș pe scaunul de domnie a lui Iuda în Ierusalim, care să nu vină din tine, întotdeauna vei avea urmași. Voi binecuvânta Ierusalimul din pricina ta. Suntem la o seară a tinerilor și aș vrea, aș vrea să înțeleagă și ei un lucru, dar să-l înțelegem și noi. Noi astăzi suntem de multe ori binecuvântați de Dumnezeu și pot să spun că nu datorită nouă, datorită părinților, datorită bunicilor, datorită strămoșilor care s-au rugat pentru noi și care au umblat în credincioșie față de Dumnezeu și din pricina lor, Dumnezeu să te izbăvește. Dumnezeu să te binecuvintează. Aceasta e o motivație și acesta este un imbold totodată pentru noi ca părinți să știm. De multe ori ne preocupăm, ce se va întâmpla dacă mor? Avem cazul acesta, suntem alături de familia Stanciu, însă Ceea ce știm înaintea lui Dumnezeu este că Dumnezeu își ține promisiunile. Și dacă va fi să murim ca părinți, rugăciunile noastre pentru copii, pentru nepoți, pentru cei care urmează după noi, rămân înaintea lui Dumnezeu. Promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut nouă rămân în picioare. Din pricina lui David. De aceea voi izbăvi cetatea asta. Dumnezeu se uită în istorie. Cum a spus altă tată, din pricina lui Avram am să ascult, am să izbăvesc. Din pricina lui David, astăzi din pricina lui Isus, Isus s-a rugat în grădina Ghețiman, s-a rugat pentru noi. Apostolii s-au rugat pentru noi și au spus și strămoșii noștri s-au rugat pentru noi. Rugăciunile acelea au încă efect, au încă valoare. Promisiunile, acest pact al lui Dumnezeu, legământul lui Dumnezeu are încă valoare și are încă putere. Străviți să fie numele lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim conștienți de asta. Că au valoare rugăciunile părinților, bunicilor. Și nu trebuie să încetăm, chiar dacă trecem din viața asta. Dumnezeu poate răspunde la rugăciuni și peste sute de ani. Dumnezeu i a spus lui Avram, Avrame, seminția asta ta va fi dusă într-o țară depărtată, unde va fi robită 400 de ani, dar după ce o voi scoate cu mână tare, cu braț puternic. Și când au trecut cei 400 de ani, Dumnezeu și-a adus aminte de promisiunea făcută lui Avram. Dumnezeu și-a adus aminte de legământul care l-a făcut cu Avram. Și noi în Scriptură avem mai multe legăminte și Dumnezeu când face un legământ, legământul acela, el asta spune, asta este în, în, în gândirea lui Dumnezeu. El se îndură până la al patrulea, până la al miilea neam. El se îndură, adică din generație în generație, când faci un legământ în legământul acela, El binecuvintează generații de-a rândul, slăvit să fie în numele Lui. Apoi mai este un alt motiv pentru care Dumnezeu izbăvește poporul său și îl găsim acest adevăr în 9, 2 Regi, capitolul 19, versetele 20 și 21. Atunci Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Versetul 19 spunea, Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca să știe toate împărățiile pământului, că numai Tu ești Dumnezeu, Doamne. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. De ce izbăvește Dumnezeu pe poporul său? Din pricina rugăciunii făcută în numele Domnului Isus. Ce înseamnă rugăciune făcută în numele Domnului Isus? În numele Domnului Isus nu este o etichetă pe care o pui pe rugăciune și e suficient să spui la urmă, îți cer asta în numele Domnului Isus. I-am mai explicat lucrul acesta, îl explic și pe scurt în seara asta. În subsolul paginii, acolo unde se scrie, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, Cornilescu, sa, traducătorul Bibliei, s-a găsit cu o problemă, că prepoziția aceea în numele Domnului poate fi tradusă și pentru numele Domnului. Și atunci el, ca să fie cumva fidel, să nu greșească cumva, a spus acolo în numele Domnului, dar la subsol a pus acolo unul și a spus pentru numele Domnului. Adică în numele Domnului, nu-i doar așa o prepoziție pusă acolo, în numele Lui, ci își dă seama că poate însemna și pentru numele Lui. Adică eu, când cer acest lucru de la Dumnezeu, când cer sănătate de la Dumnezeu, nu cer pentru mine, ci o cer pentru numele Domnului. De ce? Să se știe că numai Domnul este Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu să fie proslăvit, numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Asta trebuie să se știe. Și tot ce cer în numele Domnului înseamnă că pe mine nu mă interesează neapărat faima mea, sănătatea mea, pretențiile mele, plăcerile mele, dar în rugăciunea mea eu pun mai întâi și mai întâi numele Lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, numele Tău să fie glorificat. Și numele Lui Dumnezeu poate să fie glorificat și prin vindecare, cum poate fi glorificat numele Lui Dumnezeu și prin boală, mai departe. Pavel a spus, Dumnezeu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, numele Lui Dumnezeu să fie proslăvit, Iisus Hristos să fie proslăvit. Oricum, spunea el, numele Lui Dumnezeu să fie proslăvit, asta era dorința Lui. Și asta este rugăciunea adevărată în numele Domnului Isus, este să urmărești întotdeauna obiectivul să fie numele Lui Dumnezeu să fie glorificat. Să știe tot pământul că numai tu ești Dumnezeu. Vorbeam de dimineață despre acest adevăr al Scripturii, al legii lui care a dat-o lui Moise. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Dar trebuie să subliniem acest lucru. Domnul este singurul Dumnezeu. El nu este doar Dumnezeul lui Israel și apoi sunt și Dumnezeii a Siriei și a Babilonului și a Egiptului. Nu, nu mai sunt alți Dumnezei. Numai Jehova este Dumnezeu. Numai Iahve este Dumnezeu. Numai Domnul este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Din pricina rugăciunii din pricina rugăciunii liderilor, împăratului. Împăratul s-a unit cu profetul Isaia. Profetul Isaia, găsim asta în 19 cu găsim acest lucru, a trimis pe Eliachim căpetenia casei împăratului, pe șebna logofătul și pe preoții cei mai bătrâni, acoperiți cu saci la prorocul Isaia fiul lui amos. Toți aceștia se munesc în rugăciune. Preoți, proroci, oamenii politici, toți sunt împreună adunați în rugăciune. Asta vrea Dumnezeu. Unitate în rugăciune. Asta înseamnă numele Domnului. Pentru numele Domnului lăsăm deoparte orgoliile noastre. Eu sunt proroc, eu sunt lider, eu sunt șef, eu sunt preot. Le lași toate deoparte și spui, acum e în joc numele Lui Dumnezeu, onoarea Lui Dumnezeu, noi ne rugăm pentru numele Domnului. Și oamenii aceștia se adună în post, în rugăciune și Dumnezeu răspunde rugăciunii. De aceea îi zbăvește Domnul pe poporul său, din pricina rugăciunii, făcute în numele Domnului, slăvit să fie în numele Lui Dumnezeu. Dar mai este un alt adevăr, ultimul, de ce îi zbăvește Dumnezeu pe poporul său și anume, din pricina casei sale. Observați în 2 Regi, capitolul 19, versetul 1, Scriptura ne spune că atunci când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. Același lucru îl găsim și în versetul 14, pentru că s-au întâmplat două evenimente aici. Odată când a venit s-a adus un mesaj verbal de amenințare, de intimidare, Dumnezeu i-a izbăvit prin faptul că s-a evit un alt război în altă parte și Rabșache a trebuit să-și mute armata acolo și a fost o izbăvire temporară, dar apoi Rabșache a trimis o altă scrisoare de acum, un mesaj, o solie cu o scrisoare, iarăși de amenințare și de intimidare. Și atunci Ezechie ia această scrisoare și nu se duce nicăieri în altă parte, se duce la casa lui Dumnezeu, versetul 14. Ezechie a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. De ce îi zbăvește Dumnezeu pe poporul său? Și din pricina casei sale. Spunea psalmul 122, mă bucur că mi se zice, haide -m la casa Domnului, din pricina fraților și prietenilor mei, fac curări pentru fericirea ta. Toate aceste lucruri, aceste adevăruri contribuie, dacă vreți, la izbăvirea pe care Dumnezeu o aduce poporului său. Dar și casa Domnului este așa de importantă. Se uită Dumnezeu, atunci când a fost sfințită casa lui Dumnezeu, s-a făcut acolo rugăciune, care nu a fost un simplu ritual, Acolo s-a spus, Doamne, când poporul tău va veni aici să se adune, să se roage, să se închine, să se pocăiască, ascultă-l din ceruri, Doamne, iartă și lucrează. Când va fi dat în mâna vrăjmașilor, ascultă și izbăvește. Și rugăciunea asta făcută și scopul pentru care casa lui Dumnezeu exista era și acesta. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Este un loc în care să te rogi, este un loc în care să te închini, este un loc în care să-l cauți pe Dumnezeu. Dar dacă nu vii în casa lui Dumnezeu, dar dacă nu te interesează de casa lui Dumnezeu, pe l-a interesat. Tot aurul lui, toată avuția sa, au, a pus-o la dispoziție, la îndemână lui Dumnezeu pentru casa lui Dumnezeu, pentru că era dărâmată, era în afara folosirii și el a știut să o pună din nou în folosință. De ce îi zbăvește Dumnezeu pe poporul său? În primul rând, din pricina numelui său. Din pricina mea, a spus Domnul. Apoi, din pricina lui David, împăratul, căruia i-am făcut o promisiune cu care am încheiat un legământ. Și ascult rugăciunile care au fost făcute cu sute de ani înainte din pricina cuvântului și făgăduinței pe care am făcut-o. Dumnezeu izbăvește pe poporul său din pricina rugăciunii, din pricina unității în rugăciune, când se adună oamenii politici, cu preoții, cu prorocii, toți se adună și se roagă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ia aminte și a izbăvit într-o singură noapte. Nici n-au trebuit măcar să lupte. 185 de mii. Sfida a fost extraordinară. Omul acesta avea dreptate când spunea, îți dau cai și te rog să-mi dai măcar călăreți pentru ei. N-avea nici măcar oameni. Câți cai aveau ei? 185 de mii de oameni, într-o singură noapte, au fost omorâți, nimiciți de Îngerul lui Dumnezeu. Când s-au trezit dimineața, lupta era deja terminată. Izbăvirea era deja gata. Când s-au apropiat zorile, doar au privit cu ochii, exact cum scriem psalmul 91. Doar vei vedea cu ochii, vei privi cu ochii. O mie să cadă lângă tine, zece mii la dreapta ta. Tu să nu te temi. Asta s-a întâmplat atunci, zeci de mii au căzut. Și fără să lupte, doar au privit cu ochii. Atât. Au văzut izbăvirea, pentru că s-au încrezut în Domnul, binecuvântat să fie numele Lui, din pricina casei Lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au știut unde să se ducă. Au știut unde să-și ducă scrisoarea au știut unde să-și expună rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. De ce izbăvește Dumnezeu pe poporul său? Din pricina numelui său, din pricina lui David, din pricina părinților strămoșilor, din pricina casei lui Dumnezeu, din pricina rugăciunii și unității în rugăciune. De aceea ne izbăvește Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să ne rugăm Dumnezeu să izbăvească pe cei care astăzi trec prin necansuri, trec prin încercări, Dumnezeu să aibă în paza lui, mâna lui cea bună să fie mai departe peste ei.